Salut tuturor și bine ați venit la un nou episod din seara de GTA 5 online de această dată. Vom începe acest minunat episod, îmi pare mă încurc cu limba. Nu știu de ce. Mă doare cap. Nu mă doare capul, dar așa, vorba vine. Vom începe acest episod prin a da mai întâi la ruletă, dar înainte de a da la ruletă, uitați ca voi să apăsați butonul de like și să dați un share neapărat. Și prin like să știți că mi-arătați că vă place și doriți să continui tot așa cu activitatea asta Fortnite. Hai să vedem ce ne pică. Ai cu mașina aia bla nouă care ca trecut de mult mare XP ce ne-a dat. Haide. Bine pe XP, mă băieți. Astăzi, după cum scrie și în titlu, vom face un drop test, adică vom urca pe cilat și ne vom arunca cu mașina cea nouă care am turnat-o în episodul trecut cu Darnes. Da, mă băieți. Astăzi am fost puțin solo, așa, am fost singur, ei n-am mai filmat cu nimeni. Dar, nu știu să-mi spuneți și voi în comentarii cum vă place mai mult să filmez cu cineva sau singurel. Da, cum ziceți și voi, dacă nu o să alternez, probabil când o să fac, mă rog, când o să am și să filmez, o să filmez, când nu o să am, aia e. Da, bun, acum voi încerca să merg cu ea pe ciliat, pentru că vedeți cam cât de joasă este. Și de-aia zic că voi încerca. Bine, în câte am văzut, mașina este 4x4, deci nu e pe drifturi. Mașinuța, și normal că m-a lovit ăsta. Dar nu-i problemă. Hai să își vedem. Da, mă băieți. Să dureze puțin până ajungem noi pe Cilia, dar asta nu este o problemă. Este că ne-am învârtit. E ok, nu e problemă. E problemă. Nu e probleme. Nu e probleme, haide. Oricum ajungem extrem de repede pe Cilia, n-ar fi asta problema, că îi dăm pe autostradă direct forță. Cred. Sau putem să tăiem. Zic să tăiem prin baza militară și ajungem și mai repede. Dar, mă rog, nu știu. Vedem. Cred că o să tăiem prin baza militară. Că trebuie să ajungem pe partea cealaltă, cum ar veni. Ok. Da, mă, băieți. Viețile e grele. Am dormit ca porcul tot weekendul, de aceea nu am postat în weekend. Nu chiar tot că am dormit, dar mă trezeam târziu și aveam treabă de făcut și n-am mai avut timp să filmez. Asta este. Și acum filmez duminică seara și de-abia aștept să încheie acest episod pentru a mă pune la somnic. Nu știu. Mai la liceu intru la 8, urât, aia era. Mai vedeți, să vedeți clipul la 7, nu, ăsta-l vedeți la, naiba, la 4. Cred că ăsta-l vedeți cu toții. Cum mă rog, toți. Trebuie să iau în față. Eu nu trebuie să iau pe aici. Mă rog, fac stânga aici. Da, bă, vedeți, chit că am mai jucat eu GTA, n-am uitat harta. Pot să ajung într-un loc în altul și fără... ăsta. Da. No, sper că vă place cum am turnat mașina, am făcut eu așa, bam, roșie. Am zgâriat-o, vai. Vai, dar cum s-a putut întâmpla așa ceva? Știu cum am putut, pentru că sunt un fraier care m-am lipit de parapet și am zgâriat-o. Asta este acum. Ce să îi și faci? No, dar bă, sunt curios dacă se distruge mașina asta, gen, se face zob, efectiv. Deși nu cred, dar în același timp când am început episodul ieri, știți foarte bine că abia am bușit puțin la bar și deja era bara ei jos de tot, gata, nu mai avea de ce să se țină. Bun, acum o să luăm frumos prin baza militară pentru că avem hangar și avem voie să facem treaba asta. Da. Bă, să știți că e o investiție destul de bună, neapărat pentru avioane, că poți să ți le tunezi prin baza militară, dar e mișto să ai hangarul în baza militară, că intri fără probleme, intri, ieși, mă rog, dacă nu faci prostii. Uite, militar e frumos, ăla a zis frumos, a anunțat că am acces în bază, așa că lăsați-l să intre, că are acces, ha-ha, dar eu... Nu am treabă cu avioanele, eu mă duc direct pe aici. Așa, mi-a deschis frumos bariera, am trecut.
Dai seama, se bucură și militarii, mai văd o mașină tunată, mai o ceva. Ce, ceva nou când trece pe aici, bam. Îți spun, au trecut 5 minute și eu de-abia am înscuciat. Oricum, asta e o problemă, că ajungem repede. Fapt, nici nu mai avem mult. O, dar dacă dă de o porțiune, deci plec cu mașina asta pe pământ, e nasoală tare. Efectiv, mai dai de o porțiune de asta de pământ, deja ți-o alune, că se face ca toate alea. Na. Ce-o pe aici? Nu. Tot fac pe ăla, l-am bușit, dar nu l-am bușit. Aici vine, vin curbele astea. Bă, hai că intra puțin în drift mașinuța, dar nu așa cât îmi doream. Și nu știu, s-o las să cadă efectiv sau să mai accelerez și eu mai dau. Că, până la urmă, dacă mai accelerez eu... Bun, acum o să fie faza nasoală. Hai să ne... Încerc să mă concentrez în așa fel încât să nu cad de pe ciliat, pentru că, vedeți și voi, că dacă îi dă pe pământ, deja se duce naiba mașina. Bine, e și destul de joasă, ceea ce nu prea o ajută, dar... Și joasă și ușoară, deja... Ia uite, dacă... Dă de un boschete deja, în alte părți. Aha. Am avut și capotă, deci deja capota e ridicată și abia am dat puțin în copacul ăla. Bine, până la urmă, în viața reală, dacă te dai în copacul ăla, deja te ieși din mașină, te uitai, mamă, să vezi. Pardon, vedeți-vă la o parte, că trece marele Fox Lex, care nu mi-aș de mare, dar e ok. Oh, shit. Mă, și ne-a picat de... Așa, XP, aiurea. Măcar dacă ne mai dădești nou un bănuț, ceva acolo, la ruleta aia, da. Ne-a dat mare XP. Bă, vedeți că e 4x4 mașina, ceea ce înseamnă că urcă destul de ușor, dar în același timp, care e 4x4, este lăsată jos, foarte jos și nu prea poate să urce ca lumea, dar e ok. Oricum n-am mai urcat de mult pe ciat, să vă scuze dacă mai arată cum arăta înainte și uite spun. Am dat o piatră și imediat a luat-o nasol. Și nu prea ia curbele, adică pe pământ chiar nu prea ia curbele. De asta nici nu prea pot să accelerez cu ea. Uite și tu, abia ia curbele. E cam nasol, genul ăla. Haide, hai că se poate. Nu! Holy shit! Ok, foarte aproape a fost asta, încerc să o țin mai ușor. Mai avem puțin și nu vreau să fac drop testul înainte de momentul în care mi-l doresc să-l fac. Ok. Știu că trâncând fără absolut niciun sens, dar e ok. Din nou, e ok. Ok, hai că se poate. Bam. De unde e? Aia, uite acolo. Holy shit. Wow. What the fuck? Unde dracu ești? Ui, ce ți poate aici? What the fuck? Dude, mașină, pocilie. Da, bine, stați așa puțin să o punem noi așa puțin frumos pregătită de... Pregătită de poză. Așa, și acum hai să-i dăm. Să-ți pregătiți-vă, băieți. 3, 2, 1 și... Nu-i fac nimic, eu țin doar accelerația. Bam, s-a dus. Haide. Așa, frate, fă-te praf. Hai că se mai blochează de multe ori, se duce dracu tot.
Pa. Ciao, Giorno, distruggete, fate praf. Bam, s-a dus dracu și por bagajul. Așa. Bine, pare că mi-au și eu damage când mă lovesc, dar nu e problemă. Am atâta, dude, serios, atâta s-a putut buși din ea. Ar fi trebuit să se bage până aici tot. Mai trece și ăsta. Ok, mă băieți. Și acum vom vedea cum, cât de mult s-a distrus această mașină. Bă, mai are... Văd că mai are bara față, adică nu prea am avut accidente cu ea frontal, de asemenea că intru și în ăsta. Faruri mai am, nu mai am nici faruri și probabil mai am un stop, mai am un stop pe spate, mă băieți, mă. Ok, forță. Bă, bune. Mergem acum aici, eventual o reparăm sau ceva, că... Na? Aveți, cam asta a fost episodul. Daune, s-a cam strâmbat toată. S-a strâmbat toată, s-a dezgâriat toată geamuri. Nu cred că mai are niciun fel de geam. Ba, da, mai are stopul pe spate. Nu, să nu uităm că are stopul pe spate. Uite, pe spate nu prea e zgâriat. A, ba, da, uite, e puțin aici. Partea asta s-a dus dreacu toată. Efectiv, asta aici e daună totală și strâmbă. Efectiv, mai ales aici în bot, nu a căzut bara, dar e strâmbă. Ce dracu, nu se aude. Da, și cam așa arată mașina după drop test. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să intrați în descriere, deoarece acolo aveți grupul de Discord, unde primiți notificări de fiecare dată când postez un clip nou. De asemenea, aveți și Instagramul meu, dacă mai vreți să mă vedeți ce mai fac eu în timpul ei, dacă postez ceva. Da, până un alta, eu am fost Alex și ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa, pa!